Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am găsit la un nou vlog sau info video, cum vreți voi să-l numiți. Ei bine, știți că în vlogul de ieri unde anunțam acel giveaway ce se va desfășura pe live-ul de mâine, v-am spus că nu sunt sigur de ora la care voi începe acel stream și v-am promis că astăzi vă voi anunța cu privire la acest lucru. Era posibil să se întâmple ceva ca live-ul să se desfășoare un pic mai târziu, dar am rezolvat și începem ca de fiecare dată de la ora 20:00 vinerea cu 4 ore de stream în care ne jucăm o mulțime de jocuri, printre care se numără și GTA 5 Online, Minecraft, posibil Arma 3 și posibil și ăsta, Mitosis sau Agario. De fapt, una din ele sigur, ori Mitosis sau Agario ne vom juca, dar vom avea de-a face și cu o extragere la acel giveaway unde aveți ca premium un Minecraft premium, un cont de Minecraft premium. Dacă nu știați de el, poate n-ați văzut, nu știu, acel clip. Uitați-vă pe canal și o să vedeți clipul de ieri, de pe la ora 16, unde anunțam cum puteți să vă înscrieți și voi în acel concurs. Mai aveți timp până mâine la ora, să zic, nu știu, când începem live-ul, cred că oprim și noi înscrierile. Vedem, o să aflați mai multe noutăți pe live și, bineînțeles, acolo vom anunța și câștigătorul contului. Mă rog, e un gift code, adică vă puneți voi e-mail-ul, skin-ul, numele și așa mai departe. Vreau să vă mulțumesc nespus de mult, nici nu știți cât de bucuros m-ați putut face. Dacă știți, eu ieri la ora 6 am uploadat un episod din GTA 5 Online. Nici măcar n-am avut timp să mă uit eu peste el, pentru că am avut foarte multe de făcut în această perioadă, nu doar cu școala, ci și multe probleme, dar nu mă plâng pentru că am reușit totul să le rezolv. Bine, pe lângă proiectele de la școală la aproape fiecare materie, că toți profesorii au dormit tot anul și acum pe ultima sumă de metri, bă, dar noi n-avem note, trebuie să faceți proiecte, să faceți, nu știu, să dați nu știu ce test, da, și a fost o întreagă nebunie, dar este ok. Și n-am avut timp să mă uit peste acel clip și din păcate clipul de GTA 5, ăla în care am făcut eu loopingurile, s-a înregistrat cu microfonul ăsta. Și dacă eu țin căștile așa, microfonul e în sus și oricum eu nu înregistrez cu microfonul ăsta, înregistrez cu microfonul ăsta. Dar mă rog, aici nu trebuia să-l vedeți. Ok, gata. Și când am reinstalat Windows-ul, nu știu cum naiba, dar eu am verificat să fie dezactivat cel de la web, dar am uitat și de ăsta, de la căști, pentru că fiind pe USB, nu este jack-ul acela care, să zic, bă, nu-l bagi, știi, bagi doar jack-ul de audio, nu și de microfon. Dar pe USB se activează amândouă. Și mă așteptam ca toată lumea să fie nemulțumită când am văzut și eu la 6:30, când m-am trezit și când am văzut, mamă, cât de prost mă auzeam, îmi venea să cer clipul. Dar gândindu-mă că am făcut niște chestii super șmechere în el, am făcut niște looping-uri foarte, foarte interesante și greu de făcut, adică nu mi-aș mai fi, nu cred că mi-ar fi ieșit la fel de fain dacă aș mai filmat, dacă aș mai fi filmat încă o dată, dar voi în comentarii i-am spus foarte multe lucruri, foarte multe, cum se numesc alea, mă, nu știu, am un lapsus. Oricum, mulți spuneam, nu-i nimic de link, noi te apreciem indiferent, chiar dacă nu te-ai auzit foarte bine, știm că a fost o greșeală și se întâmplă oricărui om. Și mai ales azi la școală a venit o fană, mă rog, eu cred că era clasa 6 sau a 5-a, nu știu exact, și mi-a spus, băi, de link, să știi că pe mine nu m-a deranjat pentru că nu te-ai auzit bine în episodul ăla de GTA 5. Și mi-a dat și un, mi-a dat un minion făcut de către ea din brățări de alea, din elastice, nu știu, a fost foarte șmecher, l-am în geacă, nu l-am să vi-l arăt, dar astăzi a fost o zi foarte, foarte șmecheră pentru că am rămas la ultima oră de geografie, eu de obicei plecam pentru că era la ora 14 și cine mai avea chef de școală la ora 14 și da, am rămas și a trebuit să mă mut din sala mea și m-am dus într-o sală unde erau copii de clasa 5-a și a 6-a. Mamă, și ce a fost acolo? M-am întâlnit cu o grămadă de fani, mai ales când am plecat, cred că am făcut o grămadă de poze și nu știu, mă simțeam așa foarte, foarte bine. Și am vrut să vă spun și vouă că foarte mulți îmi dați mesaje pe Facebook, băi, de link, te-am văzut pe stradă, dar mi-era rușine să spun să facem o poză. Lucrul ăsta este total pus greșit, nu știu, adică nu trebuie să te gândești deloc așa. Eu sunt un om ca și tine, cel care mă privești și crede-mă că mi-ar face o mare plăcere să interacționez cu tine și să facem o poză și să știu, uite, bă, că azi am cunoscut un om nou. Mie îmi face foarte multă plăcere să cunosc oameni noi și de ce nu fac și poze cu ei? Ok, uite, îl vedeți acolo voi pe Linky? Mă rog, ăla e o chestie, nu trebuie să vedeți chestia asta. Hai că vă spun ce e ăla. Taică-mi e de panator de televizoare și mereu aduce televizoare pe care trebuie să le repare și
Uite că nu mi-am dat seama că se vede acolo. Dar uitați-l pe Linky. Pe ăla vreau să vi-l arăt. Uitați-l acolo. A, fix aici. Este un skin, este skinul meu din Minecraft făcut de către Anca cu mâna ei. Este super, super genial și îmi place nespus de mult. Ok, hai că ne lungim cam mult. Eu am vrut să fac vlogul ăsta doar pentru a vă anunța că mâine sunt live. Dar nu știu, mi-e foarte greu să mă opresc din a vorbi cu voi. Mi-e foarte greu să opresc vlogul și să știu că, Doamne, atât de puțin am vorbit. Deși aveam foarte multe de spus, trebuia să-l opresc pentru că mi-ar frică că mă lungesc prea mult. Dar hai să vă spun încă o dată faptul că mâine de la ora 20:00 suntem live pe YouTube și vreau ca toată lumea care primește vlogul ăsta să fie acolo și să ne distrăm de pe cinste. Nici nu mai am găsit cuvintele când mă gândesc cât de șmecher o să fie mâine când veți fi pe live și vom vorbi și chestii, nu știu, îmi place foarte mult. Și știu că însăpărul foarte nasol este foarte, foarte mare, dar n-am avut timp nici să mă duc la vizerie, adică m-am programat și cred că mâine pe live o să fiu tuns, da. Ok, băieți, știți unde merg eu acum? Merg să mă întâlnesc cu White Coffee. Ne-am văzut o singură dată și aia a fost la DreamHack, el stă tot din București, dar nu ne-am văzut până acum decât atunci la DreamHack și atât. Dar acum merg să mă întâlnesc cu el și poate facem un vlog de pe acolo să vedem dacă este ceva interesant. Sper că v-a plăcut acest clip foarte random, foarte ciudat. Mie îmi place să fac lucruri de-astea și să vorbesc cu voi. Sper că și vouă. Și ne revedem curând la ora 6, mâine dimineață, cu un nou clip. Nu știu de ce, dar nu știu cu ce. O să fie ori cu Garry's Mod, cu o hartă horror, ori un clip de GTA 5 online. Ok, băieți, nu uitați, mâine live de la ora 20. Ciao! Și acum mi-e așa urât să opresc filmarea, dar pa!